CSU Suceava se va confrunta cu Poli Timișoara în ultima etapă a sezonului regulat. Dacă vor câștiga, sucevenii ar intra în play-off cu 12 puncte, cu 5 mai mult decât Steaua București, care este ca și retrogradat. Antrenorul Răzvan Bernicu apreciază că meciul va fi o luptă între tinerețea și elanul sucevenilor și experiența redutabilă a unor jucători cunoscuți de la Timișoara. Mă interesează mai mult jocul nostru, cum am mai spus. Ne dorim în primul rând să facem un joc bun și de ce nu cu un rezultat pozitiv. Clar, cu o victorie putem egala la puncte în clasamentul play-out-ului și zic eu plecăm cu un moral mult mai bun pentru primele două meciuri din play-out. Acum e clar, va fi un meci de luptă, pentru că și ei vin după câteva rezultate negative. Însă, cu ajutorul publicului, pentru că s-a văzut și la meciul cu Steaua, cel puțin în momente dificile, i-au împins pe băieți de la spate și sper eu din nou miercuri să fie al optelea jucător. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Băieții, zic eu, după meciul cu Steaua au căpătat încredere și la antrenamente s-a simțit acest lucru, s-a văzut, este o mobilizare mult mai bună în rândul lor. Sperăm noi să continuăm pe această linie și de la meci la meci să adunăm puncte, pentru că nu prea mai avem... Dacă până acum în campionat, să zic, au contat puncte doar cu echipele directe din play-out, meciurile directe, acum, practic, orice meci este ca o finală. Începând cu meciul de miercuri, după care mai avem încă 8. Din lotul echipei noastre la acest joc vor lipsi Eros și Gavrilovici, ambii accidentați, însă ceilalți handbaliști suceveni sunt conectați la maxim la importanța partidei. Jucătorii Emilian Marocco și Tiberiu Popovici au recunoscut că va fi o partidă grea, mai ales în condițiile în care sucevenii au pierdut meciul la o diferență mare de puncte în meciul tur. Ne așteaptă un meci foarte greu în compania echipei Poli Timișoara, o echipă cu jucători foarte valoroși. Cert este că pentru noi a început deja play-out-ul cu oarecum un avantaj, un meci în plus. Este un meci în care punctele vor conta în play-out și sperăm să-l câștigăm. Fiind acasă, sperăm să jucăm bine, să luăm cele 3 puncte. Având în vedere că în tur la Timișoara am pierdut la o diferență destul de mare de goluri, zic că va fi un meci poate mai greu din cauza punctelor puse în joc care vor conta enorm în play-out. Dar sperăm să ne împingă publicul de la spate, să fim uniți ca o familie și să trecem de momentul ăsta greu, pentru că e decisiv în lupta pentru a rămâne în Liga Națională. În play-out-ul Ligii Naționale de Handbal Masculin vor evolua ultimele 5 clasate la finalul sezonului regulat. Competiția va începe pe 15 aprilie și se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, cu un total de 24 de puncte puse la bătaie pentru fiecare echipă. La finalul play-out-ului, ultima clasată va retrograda direct, în vreme ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor juca turneu de baraj cu echipele clasate pe locul 2 în cele două serii ale diviziei A. Partida cu Poli Timișoara se va disputa miercuri, cu începere de la ora 17. În sala liceului cu program sportiv și are o importanță covârșitoare pentru handbaliștii pregătiți de Petru Ghervan și Răzvan Bernicu, ei având șansa să-și treacă în cont 3 puncte imense în lupta pentru salvarea de la retrogradare. În eventualitatea unei victorii, sucevenii ar intra în play-off cu 12 puncte, cu 5 mai multe decât Steaua București, formația clasată în acest moment pe singurul loc direct retrogradabil.